Clădirea și dotarea Liceului Tehnologic Constantin George Călinescu din Comuna Grădiștea au fost afectate de ploile torențiale căzute în ultima perioadă. Primarul Constantin Corbu spune că acoperișul unității de învățământ a fost afectat în urma viscolului înregistrat în luna februarie a anului 2020. Deși au fost aprobate fonduri de urgență pentru repararea acoperișului, acestea nu au fost repartizate nici până în momentul de față. Ce s-a întâmplat la liceul din localitate? Care este situația în momentul de față? Situația în momentul de față este dezastruoasă, este o clădire improprie pentru a se mai face educație. Datorită faptului că în februarie 2020 a fost un viscol care a smuls două treimi din acoperiș, imediat s-a făcut o evaluare de către Comisia Consiliului Județean și a Prefecturii și am depus toate documentele la Comitetul Județean pentru Situații de Urgență pentru a ni se aloca bani să reparăm de urgență acoperiș. Am așteptat, nu ni s-a dat niciun răspuns în urma nenumăratelor adrese către Consiliul Județean. Consiliul Județean care a afirmat în prezența domnului Vasile Iliuță că nu va da niciodată bani pentru liceu, deoarece nu am trecut cu el la PSD. În această situație am făcut un memoriu pe 25-a la Ministerul Educației, să împlinesc acum cele 30 de zile în care trebuia să-mi dea răspuns. Și uitați ce s-a întâmplat. Deci, ploile care au fost din acea perioadă și până astăzi, astăzi a culminat cu cei 55 de litri, a distrus în totalitate sălile de clasă, depozitele, secția pentru brutărie, patiserie, specificul liceului, birourile și toată aparatura care se găsea aici. Gradul de infestare cu mucegai este foarte mare, apa, o vedeți, este peste tot. Avem aparatură de mare valoare pe care nu mai putem recupera, aparate de măsură electronice, electrice, calculatoare, cărțile de la biblioteca școlii Rasa, care nu se mai pot folosi. Deci eu am luat legătura cu o firmă de avocați pentru a da în judecată președintele Consiliului Județean pentru neglijență și distrugere. Deci s-au alocat bani pe situații de urgență pentru tot felul de prostii, dar așa se întâmplă când punem baroni în fruntea statului, să împarte ei banii cum vor și uitați, copiii nu beneficiază de nimic. Când am fost la el în audiență, mi-a spus, eu dau bani la spitalul de la Săpunar, dar nu-ți dau bani la liceu. Nu mai sunt bani să venim să facem și liceul, nu ne așteptam la asemenea surpriză, dar responsabilii trebuie să plătească. Deci responsabili sunt toți cei care nu se uită la educație și se uită la interese personale, care nu țin cont de deciziile unor foruri colective, cum este Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, și țin cont de aranjamentele politice care s-au făcut de-a lungul timpului în Consiliul Județean, inclusiv cu consilieri care reprezintă Grădiștea și care n-au luat nicio poziție la solicitarea mea de a sprijini, a se realiza și a se aloca bani pentru acest liceu. Este inadmisibil ce se întâmplă. Pe de altă parte, reprezentanții Consiliului Județean Călăraș au venit cu un punct de vedere referitor la această situație. Conform informațiilor furnizate de Marinela Voivozeanu, purtător de cuvânt al Consiliului Județean Călăraș, în contul primăriei Grădiștea se află suma de 2,9 milioane de lei. În acest moment, contul primăriei localității Grădiștea însumează 2.900.000 de lei, înseamnă 29 de miliarde de lei vechi pe care edilul le poate folosi pentru reparațiile școlii. Consiliul Județean Călăraș se implică acolo unde primăria este în incapacitate de plată pe diferite situații de urgență care apar. Cunoaștem declarațiile domnului primar Constantin Corbu, școlile și grădinițele sunt în administrarea directă a unităților administrativ-teritoriale. Avem în județul Călăraș și unele comune unde au reabilitat unitățile de învățământ pe bani europeni. Nu poate fi vorba de nicio problemă legată de politică.